7% din producția de grâu a fost mâncată de șoareci. Agricultorii susțin că pagubele sunt de peste 40 de milioane de euro. Alianța Creștin-Liberală are suspiciuni de fraudare a alegerilor din 2 noiembrie. Reprezentanții ACL au început să verifice codurile numerice personale ale celor care au votat pe listele suplimentare. Victoria societății civile în Ungaria, proiectul controversatei taxe pe internet, a fost retras din Parlament. Start pentru noua Comisie Europeană la Bruxelles a avut loc prima ședință a executivului comunitar. Vremea va fi caldă pentru această perioadă în aproape toată țara, dar mai ales în vest și în centru, precum și în zonele de deal și de munte. Radiojurnalul se încheie aici, urmează Contra Cronometru cu Mugur Corpaci. Eu sunt Eliza Ungureanu și vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Victor Benjuc și vă invit la o plimbare prin Miercurea Ciuc. Centrul orașului și-a schimbat înfățișarea cu bani europeni. Aveți un parc foarte frumos. Este foarte frumos, mai ales acum că l-am renovat. Totul e nou, e plin de flori. Să vedeți ce frumos e aici un weekend. Nu plin de copii. Ați văzut promenada. E foarte frumoasă. Vreau să mă duc să văd. Călătoria continuă. Regio. Din zori până în seară dezvoltăm o țară. Urmărește-ne pe inforegio.ro. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.